veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu ajutorul Domnului și numai prin ajutorul Lui, vom privi din nou în Sfintele Scripturi la ființa creată de El după chipul și asemănarea Sa la om, încercând să facem observații potrivit celor scrise privind la ureche, la simțul auzului. Simțul auzului ocupă un loc secund după simțul văzului, urechii alături de ochi, așa cum spune înțeleptul în Proverbe 20:12, ca de altfel întreaga ființă sunt create de Domnul, și potrivit tot cu spusele sale din Cartea Eclesiastul, capitolul 12, ne servește aproape toată viața. Doar pe unii dintre cei bătrâni, acest simț îi părăsește sau cel puțin slăbește. Vom privi într-o primă parte la funcțiile urechii, la aplicațiile auzului și într-o a doua parte la legătura dintre ureche și spirit. Genesa 35, Dumnezeu a convocat pe Iacov la Betel pentru a doua întâlnire. El a înțeles ce înseamnă să te prezinți în fața lui Dumnezeu și a celor celor din casa lui, să elimine orice formă de idolatrie, de necurăție. Drept urmare, scrie în versetul 4, i-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Și așa s-au prezentat înaintea Domnului. Urechea, așadar, are o altă menire mai importantă, așa după cum este scris în Iov, capitolul 34, în cuvintele lui Elihu, versetul 3. Căci urechea deosebește cuvintele. Acesta este scopul ei. Urechea poate să rețină, să recepteze sunete simple, expresii scurte, care pot să se deruleze în relațiile dintre oameni, ca de exemplu un salut, un strigăt, sau chiar între ființe și celelalte ființe, mă refer la animal, la păsări, sunt dotate cu urechi și le folosesc, sau să audă zgomotul produs de anumite lucruri, de exemplu vâjitul unui avion sau scârțitul roților în mașină sau mersul motorului. Urechea, evident, în relație cu mintea, n-are capacitatea să recepționeze doar sunete scurte. Aceasta se întâmplă doar în lumea animalelor. Între oameni sunt exprimări complexe. De exemplu, o oratorie filozofică, un discurs sau niște explicații practice referitoare la un proces tehnologic, la funcționarea unei mașini. Pentru asemenea situații îi putem arăta pe cei din Atena potrivit cu ce scrie în Fapte 17 niște specialiști în arta auzului. Iată ce este scris aici de la versetul 18. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună paralabragiul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. La urechea lor s-a auzit mai mult decât un sunet, un val de cuvinte necunoscute care descriau ceva nou. Atunci l-au luat, l-au dus în areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta, căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Așa ca și în cazul ochiului, urechea poate să recepționeze multe, ba chiar îi place să audă cuvinte plăcute, o tonalitate plăcută, o melodie plăcută. Lucrul acesta este de uz general, îl folosesc și cei de afară, îl folosim și noi. Atunci când avem de lămurit ceva, de explicat, discutăm. Vreau să mai citim și din Cartea Un Împărat, capitolul 10, unde cele auzite în asociere cu cele văzute îmbogățesc o lucrare. Dacă nu m-am vedea și n-am auzit, am fi foarte parțial ciuntiți. Dacă ar fi doar cealaltă abilitate și n-ar fi prima, de asemenea am fi privați de un har. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, în mod indirect, prin diferiți oameni, călători, oameni de stat. Și a venit să-l încerce prin întrebări grele. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare. Solomon a receptat, în mintea lui întrebările au început să lucreze și Solomon a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-l lămurească. Ce plăcere pentru urechile împărătesei să audă din gura lui toate aceste lămuriri și chiar să-l vadă în față. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise. A spus, printre altele, în versetul 8, ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Adică, eu m-am bucurat să te aud doar într-o vizită, nu știu cât o fi stat, dar ceilalți care tot timpul sunt aici cu tine și pot să-ți audă înțelepciunea, să-ți asculte glasul tău. Dar dacă întrebuințarea aceasta, cum spuneam, este de uz general, Dumnezeu ne-a dat harul să auzim,
cum de altfel și El aude și suntem făcuți după chipul și asemănarea Sa, aude tot ce se întâmplă, dar în mod special aude când ne rugăm, când strigă un nenorocit, când îl cheamă copiii Săi. Aș vrea doar o referință în privința aceasta, 1 Petru, capitolul 3, versetul 12, unde ochii și urechile Domnului sunt asociate și prezentate în slujirea care Domnul ne oferă. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, ne privește cu drag, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Să fim încredințați, căci Domnul aude când strigăm, slăvit să-i fie numele Lui. Dar este foarte important ce anume ascultăm, pe cine ascultăm. Urechea nu-i făcută să se închidă și să se deschidă precum gura. Urechea stă în permanență deschisă, dar omul poate să asculte un anumit conținut de vorbire sau un altul, pe un om sau pe un altul, o sursă sau alta. Noi decidem dacă vom asculta adevăruri sau ne va plăcea să ascultăm minciuni. Iată ce scrie în Cartea Proverbe la capitolul 23 și apoi prima referință este una pozitivă. 23 cu 12. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Poți să asculți și să te înțelepțești, dar de asemenea poți să asculți, citesc acum din 17 cu 4, ceea ce n-ar trebui să asculți. Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelejuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Iată, cu aceeași ureche, așa cum spune și Iacov și Pavel, cu aceleași mădulare putem să slujim lui Dumnezeu sau să slujim diavolului și păcatului. Dar a auzi ceea ce este rău poate fi și în societate, poate fi și în biserică. Pentru că în 2 Timotei, capitolul 4, este scris despre vremuri și oameni apostați și totodată despre auditorul lor. Versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Adică nu le va plăcea o predică biblică, ci vor gâdi la urechile. Adică vor simți senzație. Le va face plăcere să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Omul alege ce va asculta. Fiecare dintre noi decide ce post de radio ascult, luând un exemplu. La ce și la cine va lua aminte. Spunea Domnul Iisus, vorbind cu cei din vremea Sa, în Ioan, capitolul 8, despre cuvântul Său, care era adevăr și este, și despre cuvântul diavolului, care era și este minciună. Citesc de la versetul 44. Și 43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui că și el este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Pentru ce nu vă plac cuvintele mele? Aceasta este realitatea umană. Putem să ascultăm la o sursă bună sau la o sursă rea. Referitor la cel pe care îl ascultăm, la sursă, pentru că este foarte important cât de demnă de crezare este o informație. Depinde de unde curge acea informație, cine este emițătorul. Rămânând în Ioan, citesc din capitolul 4, unde samaritenii au făcut diferență între ceea ce înseamnă să primești un cuvânt, să-l auzi printr-un intermediar, care este sau nu este demn de încredere, sau să-l auzi direct de la deținătorul acelui adevăr. Ioan 4, cu 42. Știți episodul cu femeia samariteancă, cu chemarea oamenilor la fântână, cu rămânerea Domnului Iisus acolo? Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul Mântuitorul Lumii. Credința creștină, ca de altfel și crezul vechi testamental, se bazează nu pe niște descoperiri omenești, pe niște presupuneri filozofice, cum sunt întemeiate alte religii, ci pe revelație, adică Moise, evrei, în Vechiul Testament și alți patriarhi sau profeți. Iar în Noul Testament, Domnul Hristos și apostolii l-au auzit pe Dumnezeu vorbind, l-au auzit pe Domnul Hristos. Primele cuvinte au fost auzite direct de la Dumnezeu. Adam, de exemplu, chiar la origine, l-a auzit pe Dumnezeu vorbind. Și cu aceste două simțuri de bază, cu vederea și cu auzul, oamenii și-au format concepte referitor la Dumnezeu, la existența Sa, la voia Sa,
Iată ce scrie, citesc din Vechiul Testament, din Deuteronom, capitolul 5, despre ceea ce au auzit oamenii direct de la Dumnezeu. 5:23-26. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele le-a prins căpetenile seminților voastre și bătrânii voștri, v-ați apropiat de mine și a zis, iată că Domnul Dumnezeu nostru ne-a arătat slava și mărirea Lui și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum, pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas? Și în Noul Testament, Dumnezeu a vorbit la momentul botezului, momentul schimbării la față și mai târziu, așa cum este scris în Ioan 12. Din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în El îmi găsesc toată plăcerea. Când au auzit oamenii pe Dumnezeu, datorită diferenței dintre puterea și slava lui Dumnezeu și cea a ființei umane decăzute, i-au făcut lui Moise o propunere că a fost acceptată de Domnul. Versul 27. Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce îți va spune Domnul. Apoi să ne spui tu. Și noi vom asculta și vom face. Și Dumnezeu a zis, da, așa va fi. Le voi trimite un om. A fost trimis Domnul, el și-a însărcinat mai departe apostolii și de aceea îi scria Pavel lui Timotei, citesc din a doua sa epistolă, ce valoare are ca ceea ce ai auzit să fie de la un om vrednic de crezare. De aceea Scriptura ne îndeamnă să nu credem orice vorbă, să nu fim leznic crezători, pentru că vom vedea noi imediat, înșelarea poate fi mare. 2 Timotei 1:13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l. Și în 3:14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat, cunoști sursa. Acestea fiind spuse, referitoare la capacitatea de audiție și înmagazinare și la o atenționare asupra ceea ce ascultăm și pe cine ascultăm, vreau să trecem la un al doilea subpunct și să observăm ce reacții, ce efecte se produc în urma celor auzite de noi. Omul nu rămâne imun la cele auzite, deși se înregistrează uneori stări ciudate. Cum spunem noi românii, face ureche surdă, se face că n-aude. Sunt asemenea situații. Când oamenii în adins, cum zice în profetul Zaharia, capitolul 7, versetul 11, nu vor să asculte. Așa că niște copii răi care se facă nu aud pe mamă. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au stopat urechile ca să n-aud. Nu că sunetul n-a atins timpanul lor. S-au făcut că nu aud. Dar există și situații în care chiar că trebuie să ne facem că n-auzim. Dacă te jignește cineva sau spune ceva ce nu merită băgat în seamă, cum obișnuiesc eu să spun, nu da pe înregistrat. Nu îl băga în seamă. Nu în sensul să-l disprețuiești, deși răul este de disprețuit. Dar nu te trudi să reții, să răspunzi acestei provocări. Așa s-a comportat Saul în vremurile sale bune, când Duhul lui Dumnezeu era peste el, scrie în 1 Samuel 10:27, că imediat după ce a fost ales împărat prin tragere la sorți, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, probabil mai întâi în șoaptă, vor fi auzit numai cei de lângă ei, posibil după aceea să fi ridicat tonul, volumul, și ziceau, ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar, dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Și este bine așa, pentru că profetul Isaia ne învață în capitolul 33 al cărții sale că noi ar trebui să avem mereu o asemenea atitudine. În lumea aceasta unde se vorbește și binele și rău, unde au luări de cuvânt și Dumnezeu și diavolul. 33:15, printre altele stări de neprihănire, scrie aici în partea a doua versetului, cel ce-și astupă urechile să n-audă cuvinte setoase de sânge și-și leagă ochii ca să nu vadă răul. Să fim surzi și muți, așa cum este și trebuie să fie robul Domnului în anumite situații. Sau se mai poate întâmpla ca să nu receptezi o ureche, fiindcă nu este minte. De aceea zice în Proverbe 23:9, să nu vorbești la urechea celui nebun, căci va disprețui cuvintele tale înțelepte, nu le va putea înțelege. Dar, vorbind în cazul general, despre oamenii care aud și care înțeleg, un prim efect. Noi, oamenii, ca o ființă educabilă, în plan spiritual, intelectual, profesional, în toate privințele, dacă vreți, în urma auzirii unor cuvinte, a unei învățături, a unei mustrări, putem să ne cultivăm, putem să ne corijăm. E mare har să poți asculta și să înveți minte. Iată, rămânând în cartea Proverbelor, ce scrie în capitolul 18, versetul 15. O inimă pricepută dobândește știința, o capătă, o face rost de ea. Și urechea celor înțelepți
caută știință. Deci trebuie să ne strecurăm în așa fel încât, așa ca un cerb care își caută izvorul de apă, după cum îți cauți hrana pentru trup, așa trebuie să-ți cauți sursa pentru urechi, ca să te înțelepțești. Cum spunea Domnul Iisus, fericii de urechile voastre că aud și de ochii voștri că văd că alții din alte epoci ar fi vrut să audă și să vadă ce vedeți voi, dar n-au avut posibilitatea aceasta. Dar e ceva trist să ai asemenea haruri și să nu folosești învățătura. Să umbli la școală 10 ani, 12, și să fii ca unul, cum se spune, ca rața prin apă. Nu a receptat ceea ce a fost învățat. Să umbli la biserică ani de zile, duminică de duminică, și să nu fii culoare aminte. Mare tristețe. Spune tot în Proverbe, capitolul 5, despre unul care mai târziu și-a dat seama ce a pierdut și ce era să pățească. 5 cu versetul 12 și 13. Și să nu zici, mai târziu, cum am putut eu să urăsc iertarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut eu să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? În atâtea domenii noi am putea fi învățați, ne-am putea folosi urechile astea două, nu cum se spune, să intre pe una, să intre pe cealaltă, să intre pe amândouă, să se localizeze în minte tot ceea ce este bun. Doamne, ajută-ne! Oricum suntem responsabili în urma ceea ce am auzit, ba chiar suntem responsabili și dacă nu ne ducem să fim învățați, dar ar fi trebuit să mergem. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 47 și 48. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Imaginați-vă un sistem tehnic care păstrează în atmosferă, în unde, cuvintele care noi le auzim. Și ele ar trebui să suni într-un anorechi, cum este o carte interesantă la copilaj despre niște albine. Și fiecare bâzi într-una. Fii darnic, fii darnic. Cuvintele acestea sunt ca un zumzet. Dar dacă chiar de noi nu-l receptăm și nu vrem să luăm aminte, rămâne acolo în unde. Și în ziua judecății ne va suna în urechi predica aceea, învățătura la care n-am vrut să luăm aminte. Omul trebuie să fie sensibil la ceea ce aude. Asta în toate privințele. Ba chiar este foarte important ce se aude și ceea ce se întâmplă și în felul în care se organizează și se derulează viața bisericii. Citesc din Fapte, capitolul 5, unde după ce este prezentat cazul lui Anania și Safira, care au fost loviți drastic și pe loc de cuvintele inspirate ale apostolului Petru, scrie apoi în versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Omul, după ce aude, de exemplu, că are de face cu un polițist exigent, cu niște autorități care respectă legea, altfel se comportă. A auzit? Nu știu cum se face că oamenii nu vor să ia aminte de Dumnezeu care va aduce în curând lumea la judecat. Dumnezeu să ne trezească urechile tuturor, să spună, Efata, deschide-te, să putem asculta ceea ce trebuie, ceea ce este bine. Dar să fim tare atenți, că urechea în colaborare ei cu mintea poate greși. Putem să avem interpretări eronate, să nu înțelegem cuvintele care le-am auzit. Cel mai simplu ar fi să nu le înțelegi, că nu-s pe limba ta sau că cineva nu vorbește deslușit. Să fie cineva așa ca Moise și să nu fie un Aron obișnuit cu gângăvia lui. Iată un caz, Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 47, unde Domnul Iisus Hristos a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Și scrie în versetul 47 că unii din cei ce stăteau acolo n-au înțeles deloc ceea ce ar fi trebuit să înțeleagă. La fel, se poate predica din Biblie, citesc tot din Matei, capitolul 13, unii să înțeleagă și alții să nu înțeleagă. Și să fie în stare cineva să-ți redea textual ce s-a spus, dar să nu priceapă. Lucrul acesta se întâmplă în mod deosebit când se vorbește în pilde sau când sunt prezentate detalii tehnice și omul nu le știe. În 13 cu 19 scrie despre o situație negativă și în 23 de una pozitivă. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege. Ca și cum este cazul din Ioan 6, când Domnul Iisus le-a vorbit că trebuie să consume trupul său și să bea sângele său și i-au zis, asta e prea de tot, n-au înțeles. Dar în 23 scrie, sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, același cuvânt. Depinde de felul în care se face recepția. Să vă mai dau un caz. Domnul Iisus stătea de vorbă cu tânărul bogat și i-a spus, este mai ușor să intre o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei din jur, încercând să socotească ei după o prima audiție, au zis, atunci nu poate fi nimeni mântuit, că fizic vorbind, nu se poate ca o cămilă să intre prin urechea unui ac. Și Domnul a confirmat.
spunând, la oameni lucrul acesta este cu neputință. Dar apoi explicat și sunt date detalii în Marcu capitolul 10, că vor intra a nevoie în împărăția lui Dumnezeu cei care se încred în avuții, nu neapărat niște posesori care, de exemplu, moștenesc bogăția de la părinți. Cu ce ar fi ei vinovați în asta? Este necesar să înțelegem ceea ce se spune. Doamne, lângă o ureche care reține ușor cuvintele și aude bine, dă-ne o minte sănătoasă, să putem trata corespunzător ceea ce auzim. Aș vrea să adaug aici și aspectul muzicii. Muzica are un efect foarte puternic asupra minții omului. Asculți o melodie și atât partea melodică cât și cuvintele au un efect asupra minții omului. Când Nebucadnețar a ridicat în capitolul 3 acea statuie imensă, închinarea a fost cerută în sunetul muzicii. Eu cred că se creează o stare favorabilă, o presiune asupra spiritului. Și întăresc această idee prin ceea ce scrie în 2 Împărați capitolul 3, când Elisei dorea prezența lui Dumnezeu în el printr-o inspirație profetică, a cerut, bă, cum scrie în versetul 15, acum aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul cu arfa, mâna Domnului a fost peste Elisei. La fel se întâmpla și în cazul lui Saul. De aceea să fim atenți la muzica ce o ascultăm, pentru că chiar în mod involuntar se produc efecte prin ceea ce noi auzim. Dar muzica este mai determinantă decât cuvintele simple. Un cântec este mai provocator decât un discurs simplu. Să ne dea Dumnezeu ureche să descifreze și muzica, să știm ce e de ascultat și ce nu merită a fi ascultat, pentru a nu fi amprentați într-o direcție greșită, seduși de cel rău prin muzică. Referitor la reacții datorite celor auzite, mai amintesc doar posibilitatea din ce în ce mai accentuat în vremea din urmă de a auzi vești rele. Situații tragice au fost de-a lungul istoriei. De regulă, măsuri luate de Dumnezeu ca pedeapsă împotriva păcatului. Iată ce scrie, de exemplu, în cartea 1 Samuel, capitolul 3, un cuvânt profetic care s-a împlinit în familia lui Eli. 3:11. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. O expresie figurativă, nu că va fi zgomot atât de puternic, cum se poate întâmpla ca la un șoc puternic, la un zgomot prea mare, să asurzească cineva, ci să fie un șoc pentru mintea aceea. Dumnezeu a zis despre Israel, voi aduce peste ei pedepse care vor asurzi urechile, oricui va auzi. S-ar putea să vină o veste, fără preaviz, că ți-a murit cineva. Mi-amintesc din vremea cutremurului din 77 de la București, când o tânără avea logodnic cu ei, care urma să fie în scurt timp mire, soldat acolo. Și până a auzit vreo veste de la el, n-a putut-o mișca nimeni de lângă aparat. Era atât de afectată de o posibilă veste rea, sau urma să fie atât de încântată de un posibil anunț bun. În asemenea situație, este foarte important să ne putem păstra echilibru, calmul, că altfel putem suporta un șoc care să ne demonteze total, să se îmbolnăvească cineva cu nervi, sau să suporte un stop cardiac, sau să se întâmple o altă nenorocire. În asemenea situații, vă dau sfatul potrivit atitudinii lui Ezechia. Și știți că împărații Asiriei, care subjugaseră o mare parte din Israel, au venit și împotriva lui Iuda, au luat câteva cetăți și acum împresurau Ierusalimă. Și a venit Rabșac și a început să vorbească. Și la un moment dat trimis și împăratul îi spune, auzi, nu ne vorbi în limba evrească, să nu audă poporul care stă pe zid. Și din potrivă, Rabșac a început să strige și mai tare, ca să-i intimideze, să-i șocheze. Și când s-au întors aceștia la împărat și i-au spus, scrie aici în 37:1, când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, s-a sfârșit hainele. Era o atitudine specifică în Vechiul Testament la un șoc. S-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. I s-a părut că e ceva prea greu pentru urechile lui. S-a dus să spun acestea la urechile Domnului. Când avem probleme grele, să apelăm la Domnul și la sprijinul Lui și Dumnezeu să se îndure de noi. Dacă noi L-am ascultat pe Dumnezeu, să știți că și Dumnezeu ne ascultă când strigăm către El. Și când, dacă nu atunci când auzi tu ceva rău, îți vine să-i spui și la Dumnezeu să te ascult. Iată ce scrie în Proverbe capitolul 21 despre această corespondență. Cine își astupă urechile la strigătul săracului? Și vine un nenorocit și spune, te rog ajută-mă data asta că sunt la marea naghie. Nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Dacă ai fost ureche surdă, o să întâlnești urechi care n-aud. De aceea e bine să ascultăm și noi bine, ca și alții să asculte și în mod special Dumnezeu atunci când avem nevoie. Atât despre funcțiile urechii și despre aplicațiile
și atitudinile care derivă din această lucrare, din acest simț. Vreau să privim mai în scurt, într-o a doua parte, la ureche și spirit, la auz în procesul mântuirii. Dumnezeu a decis în înțelepciunea sa să mântuiască oamenii printr-un cuvânt vestit, auzit și crezut, nu văzut. Acesta este procedeul divin. Dumnezeu ar fi avut la îndemână și alte modalități, dar n-a hotărât să ne mântuiască prin ceea ce vedem. M-am spus, aceasta a fost doar la origine, pentru fondarea revelației. A hotărât să ne mântuiască prin ceea ce auzim. Și citez din Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 10, unde sunt referințe clare la această lucrare, de la versetul 8. Ce zice porunca? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Acum de la versetul 14, în mod concret. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Dumnezeu și-a lăsat apostolii, trimișii săi, și tangența lor cu noi, și astfel se deschide drumul mântuirii, este urechea, auzul. Și cum vor provodi dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacele, celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci este scris, Doamne, cine a crezut provodirea noastră? Adică au fost unii care și-au stupat urechile și pentru ei mântuirea s-a blocat, s-a poticnit, cum zice același profet, în piața de obște. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dumnezeu a hotărât să folosească urechile noastre în procesul mântuirii. De aceea este foarte important să vestim cuvântul. Atât este misiunea noastră, ca oamenii să-l audă. Cum se obișnuiește să spună, noi ducem cuvântul de la sursă sau prin preluarea noastră până la urechea oamenilor și de acolo până la inimă este rolul Duhului Sfânt. Dar partea noastră este vestirea. Așa a hotărât Dumnezeu. De aceea apostolii, eu le iau drept referință pe Pavel, despre care scrie în Fapte 19:10, că atât de mult, și numai el și ceilalți, s-au decis să vestească, ca oamenii să audă. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt auzit este o sămânță semănată în pământ. Poate nu va nimeri un pământ bun, dar poate îl va întâlni. Așa lucrează cuvântul, așa se derulează mântuirea. Și cazul acesta este trecut în dreptul celor din Efes, despre care scrie mai apoi, în epistola adresată lor, în capitolul 1, versetul 13, cuvintele aceleiași apostol, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Toate în urma auzirii. Dar ca un om să poată recepta, ca urechea noastră să poată prinde mesajul, este necesar, este important să fim smeriți, să fie o ureche plecată, ascultătoare, un om mândru, sfidător, nu va recepta, nu va înțelege. Iată câteva referințe valabile încă din vremea copilăriei. Încep cu Proverbe capitolul 4 și să ne asculte copiii dacă vor să fie înțelepți, să ducă bine, să-și mântuiască sufletul 4:20. Fiule, ia minte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Este o expresie figurativă, da, care presupune să accepți poziția de ucenic, să-l asculți pe cel ce vrea să te învață. 5:1, tot de aici. Fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Apoi Isaia, capitolul 42, vom cita două versete, 42 cu versetele 20 și 23. Ai văzut multe, dar n-ai luat seama. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. 23. Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor? Ne vom hotărâ să ne folosim mai bine urechile? În mod special în plan spiritual, dar și în plan pământesc. O ureche plecată va acumula multă învățătură. Este ca un vas care știe să plece sub izbor. Dar unii sunt așa cum scrie în profetul Ieremia, capitolul 25, versetul 4. Aud într-una, dar nu le slujește. Ce trist! Domnul a trimis pe toți slujitorii săi proroci, i-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat și n-ați plecat urechea să ascultați. Observați, peste tot apare expresia de ați pleca urechea. Și ca să fiu mai înțeles, vă dau și un caz, cartea a doua cronicilor, capitolul 34, îl prezint pe un împărat. Și dacă un împărat a știut să se plece, n-ar fi cazul să ne plecăm și noi? S-a găsit cartea legii Domnului. Cineva a citit-o înaintea lui.
Domnul a observat atitudinea lui în fața celor citite și scrie de la versetul 26 și 27. Dar să spuneți împăratul lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ați auzit, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvinte rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, și îi face câteva făgăduințe. Așa ar trebui să ascultăm noi. Nu cum a fost unul dintre urmașii lui, despre care scrie în cartea profetului Ieremia, vă citesc și aceasta, capitolul 36, versetele 23 și 24. O situație similară. Niște administratori au găsit cartea. În cazul lui Iosia, aici, Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia și el pe slujitorul său să le aducă un cuvânt din partea Domnului și să-l citească. După ce Ehud a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbun unde a fost arsă de tot. Împăratul strâns slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acestea nu s-au înspăimântat și nu s-au sfârșiat hainele. N-au ținut cont de una ca asta. Rezultatele, măsurile luate de Dumnezeu au fost total diferite față de cazul tatălui său. Mai amintesc doar un singur aspect. Există și o ureche a Duhului, după cum existau și niște ochi ai minții. Un auz spiritual. Se poate auzi vocea Duhului, situație specifică profeților. Rămânând în Ieremia, citesc din capitolul 23, de la versetul 18. O asemenea ureche aude ceea ce se întâmplă în cer, ceea ce se vorbește în lumea nevăzută și neauzită. Cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul Domnului? Cine a plecat urechea la cuvântul lui și cine l-a auzit? Și au fost profeți, cum ar fi Mica. Amintiți-vă că el zicea, am văzut pe Domnul, stând acolo, și s-a vorbit așa și așa, și el a auzit. Dar există și un auz general. Vă citesc din Romani, capitolul 8, unde se vorbește despre îndemnul Duhului. Un auz foarte fin. Nu vă face zgomot Duhul Sfânt. Dar vei putea să descifrezi fraze, să auzi idei. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului nu sunt niște imagini pe care le vedem în fața ochilor noștri, care trebuiesc traduse apoi, ci sunt niște șoapte în minte. Versul 13. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Și 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Imaginați-vă că avem niște căști pe urechi și fiecare, în mod independent, aude. Ferice de cei ce aud. Dar în mintea noastră se pot recepta, ca și în plan fizic, și șoapte rele. Zice Iov 4 cu 16. Ce s-a întâmplat cu el în perioada când era atacat de diavolul? Un chip cu înfățișare necunoscut era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Și a spune eu, astfel de alte voci, demonice chiar, străine, se pot auzi încetişor și foarte încetişor în mintea noastră. Iată ce spunea acel glas. Fii-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fii-va el curat înaintea celui ce l-a făcut. Poți auzi astfel de șoapte. Tu vrei să fii mântuit? Nu știi ce ai făcut. Tu mai ai pretenții să slujești? O să se întâmple rău și o să auzi în Duhul tău vești rele, șoapte străine. Dar și îndemnul Duhului Sfânt și urechea noastră interioară, zis așa, trăiește acea stare prezentată de Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, și pe care vreau să o citim cu atenție, că se întâmplă, cum zicea și psalmistul, că gânduri negre mă frământ când ești asediat. 2 Corinteni 10, de la versetul 3, măcar că trăim în firea pământească, unde se pot recepta îndemnurile diavolului și ale cărnii. Totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne! Fie că ne șoptește cineva și ascultăm un sfat rău, fie că e numai un duh care ne șoptește încetişor, să fie culcate toate acestea la pământ și noi să se înalțe un cuvânt venit din Scriptură sau o șoaptă pe care Duhul Sfânt ne-o suflă, ne-o insuflă, ziua sau noaptea, să învățăm din tot ceea ce merită învățat și profesional să fim niște oameni buni în toate privințele. Dumnezeu în lumea aceasta ne-a dotat cu auz și El trebuie să ajute mintea și întreaga ființă într-o structură monistă ca un tot unitar
să slujim lui Dumnezeu, să nu fim niște oameni neatenți. Dar ceea ce este mai important, să rugăm pe Domnul, să avem o ureche tăiată împrejur. Așa cum scrie despre Domnul Iisus în Psalmul 40, de la versetul 6, tu nu dorești nici jertfă, nici ardere de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și ascultarea pleacă de la felul în care asculți, de la felul în care auzi și interpretezi ceea ce ți-a intrat în minte. Mi-ai străpuns urechile, atunci am zis, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Că altfel se va întâmpla, cum scrie în Evrei 4:2, că evreilor cuvântul vestit nu le-a ajutat la nimic, eventual la o sândă mai mare. Să nu fim așa cum predica Ștefan în Fapte, capitolul 7, unde scrie în versetul 51, oameni tari la cerbici neteați împrejur cu inima și cu urechile, adică o ureche neconvertită. Și în versetul 57, astfel de oameni și-au astupat urechile, s-au năpostit împotriva lui și l-au ucis cu pietre. Dacă vom avea o ureche atinsă de Duhul Sfânt, vom avea și un comportament pe măsură. Doamne, ajută-ne să rămânem la îndemâna Domnului și Domnul ne va perfecționa auzul și vom fi nu doar niște ucenici vrednici pentru lumea aceasta, ci ca niște adevărați ucenici ai Domnului Hristos, care aud tot ce trebuie auzit și, în urmă, fac tot ceea ce trebuie făcut. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.